Ai observat piesa făcută cu Grasul XXL? Băi, da, foarte tare. Tu ajungi mai greu la unele lucruri. Am un delay de 2 ani, înțelegi? Cum la noi horoscopul? Ai nevoie de ajutor să te pui pe scaun, zic, bă, nu poți să las pe Dan, mi-e drag, mi-e prieten. La noi la 1272 delay-ul e de 19 zile. La piese așa... Păi dacă noi dăm acum... Ai venit cu spatele de la Focșa, nu știu de unde... Păi dacă noi dăm horoscopul pe luna iunie, suntem în 19 iunie, deci e un delay de vreo 19 zile. Păi ca puștea română ăștia au... Exact, ne urează Paște fericit. Nu, au trimis o scrisoare și că a ajuns cu 2 ani mai devreme. Da, sau așa, da. Așa și eu, deci piesa cu Grasul XXL și cu Ghesu, da, am descoperit-o da. Acum la 2 ani de la lansare. Da, mai bine, mai... XXS, că ați slăbit mult, știu că ați slăbit, no, serios. Și felicitări pentru fetița. Slabul XXS. Ce bun e asta, Slabul XXS. Da, doamne ajută să mișto, foarte retrească, creativ da. Și are Ghescu o mână acolo. E, și tu ai, tu și a ta. De păi dracă e piesa mea, e de pe ursitoare, dar piesa se cheamă Domnul Destin. Da, foarte, foarte tare. Chiar bă, niciodată nu e târziu să mai primești niște laude, nu? Nu. Ce dracu, despre asta... Poate te trezești tu cu... Nu ca Poșta Română după 2 ani și... Bă, ce piesă mișto ai scos. Da, da, da. Bă, am auzit că ai scos una 10, frate. Da, 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 da. Uite, uite, asta am venit special pentru tine. O să-mi fac de fiecare dată. De ce? Ca să nu uit. Și să zic mereu. Felicitări pentru piesa asta 9-10. Piesa 9-10, da. Îți calzi muzica în picioare, da. Foarte tare. Păi, dar dacă aveți un copil de 10, o iubită de 10, un iubit de 10, Viorica Bota îi face. Nu sunt. Eu... Cât de tare? E un om micu, de nota 10, foarte spui, talentat. De 10 o găsiți pe Facebook. Da. E absolut genială. Și am zis ca să iau să... Uite, cine e curios, uite aici. Dar tu ți-ai pus și portativul. Da, da. Se poate cânta. Sunt notele de la pian, începutul piesei. Tema. Nu cred. Adică e real. E pe bune. Portativul da. Real. Da. Cântă Bordea ceva. Extrem de tare. De ce? Da, mă, asta e. Cântă-mă tema. Nu era și partitura vocală aici. Da, zice. Unde am nimerină? Dan ajunge. Bă, mișto piesa, cu Domnul Destin. Foarte mișto piesa. Adevărul că mi-e foarte drag să vin cu Domnul Destin al tău. Destinul tău este în fometezi? Ai luat-o, Rana? Nu. Păi nu mai încăpeam pe canapea. E, dar nu e sănătos. Acum serios vorbim. Bine, mă. Și călugării aia, Shaolin, uite-te la mine ce priviream. Deci acei călugări, Shaolin, care sfredelesc muntele, da, mă, dar ea s-a atins de divinitate. Da. Fii atent, am un prieten, Trestia. I-am zis, eu avea 140 sau 160 de kg, nu vreau să... Și când eu, din prima aia am zis Trestia, cântă grecește, eu, așa îi zicem Băse, Băsescu, știi? Și s-a dus și s-a operat și el... A ajuns la 80 de kilograme și eu mă duceam înspre el și zic, băi, dacă până la toamnă nu slăbesc, mă duc și mă operez și eu. A, deși... trebuie să te încadrezi, nu cred că te încadrezi. Nu cred. Păi nu, că ai multe kilograme te în plus. Te ia dacă ești diliu, știi, zice, domne, vă cheamă domnul psiholog și zic, e în regulă, adică are nevoie de ajutor. E adevărat. Nu, ăsta a fost motivul pentru că nu mă simțeam foarte, foarte, nu mă simțeam bine deloc. Destule, da. Și, vine da. Cu tot felul de zgură la pachet, da. Slăninuța, cu depresii absolut aberante, uite tu. Ești tu, vină, una dintre vine, o porți tu. Păi cauze? Eu fac cu Grasul XXL, o super piesă, toată lumea știe, află și capatos după 2 ani. Lasă-mă că nu sunt eu... Ai venit pe la petrecerea. În timp ce tu dormeai, uite ce s-a... Da. Te-am zis, nu ar trebui să fie motiv de depresie, ar trebui să fie motiv de bucurie, că după 2 ani mai găsești un nebun nu, care, trezit, care te laudă. Dar nu, am ajuns la vârsta senectuții, știi că după anumită vârstă trecerea anului se cheamă etate, Dan. Da. Dacă adevărat. Ești norocos, o să ajungi și tu la etatea mea. Dar ești, da, ești. Are iubii grijă de tine. Mi-a dat, mersi, mi-a dat de ziua mea cel mai tare mesaj dintre sutele de mesaje pe care le-am primit de la Duban. Zice, bă, m-a sunat frățiorile să dea Dumnezeu să apuci vârsta pe care o arăți. Mi s-a părut cea mai bună urare, jur. Să dea Dumnezeu să apuc vârsta pe care o arăți. Așa și tu. O să apuc vârsta pe care o arăți. Dar nu a trebuit să fac ceva și mie cel mai ușor mi-a ieșit nemâncând, nu pot să spun că mă înfometez, pentru că dacă pui decizia undeva aici la cutia cu maimuțe, e ușor. Am scăpat de două ori în... E ușor, dar nu-i sănătos. De asta vreau să spun că la noi se uită dragule, fel de fel de tipologii de oameni atent, care băi, poate Dan, au nevoie Bordo, de bă, hrană hai zilnică. Hai mă puțin, vorbim și cu Bordea, că ăsta a ajuns cu un an jumate în București. Dacă da? Reușești tu asta să vorbești și cu el, fiu mai chinui de 7 ani. Ce o să zică babele? Ai văzut maică ce frumos era? Cine maică? Ziceai că doarme maică. Cine maică? Mortul maică. Bă, adică ce vrei să fiu eu cel mai sănătos din cimitir? Da, ia. Păi, adevărat. N-am reușit să vorbesc cu Bordea. Ce s-a întâmplat cu 5 mese pe zi?
Am mâncat odată, am mai sănătos ăla? Când am făcut... mai sănătos. Știi cine știe? Iubi, Adina Buzatu. Trebuia să fac ședința foto următorului album. Cred că, nu știu dacă o să fie ultimul lansat în variantă fizică, la toamnă îl fac. Și am făcut ședința foto cu Adina și trebuia să intru în slim fit-ul, în hainele ei, știi? Ea oricum e obsedată de strâmb. Da, oricum m-a ajutat foarte mult. E obsedată de strâmb, mereu mă împinge și pe mine acolo, mă înghesuie, bă, stai mă că nu încăpem. Și am avut o prietenă care, eu nu mă duc să fac piața că mă rătăcesc și... Printre tarabe. Rătăcit printre tarabe. Și da, e greu, știi, autografe, uite. Tu nu știi, Berdă, n-ai de unde să știi. Tu nici atât faci 2 ani până în București. Auzi, bă, ce piesă frumoasă ai scris, domnule. Așa, zi. Presta așa. Și am mâncat 5 mese pe zi, trimitea, ori venea, ori trimitea un taximetrist, un prieten să-mi aducă mâncarea, ce trebuia să mănânc, și am slăbit vreo 25 de kilograme, păi da, după care am pus la loc 30. Păi ăla e. Ai pus, nu e bine, dar dacă te țineai de... Dan, sunt un om slab. Și acum, în asta 15 zile, recunosc cinstit că am scăpat în corcodușe de vreo două ori. Avem multe vicii, mă, n-ai ce să... Adică... Da, sunt un vicios. Adică, până la urmă, e și unul fără ceva. Trebuie să recunoști că dacă îți mai place un șpriș de vară, o de asta, e greu să... Vezi, lucește. A, nu? Păi nu? Da, da. Hai, mă, nu ce te îngrași. Nu mai avem 18 ani acum, să o ardem. Strălucitorul, zic. Te îngrași, cum? Vara te îngrași. Am un prieten bun strălucitor, am fost la ei la grătar acum. M-am ferit doar de pâine, de carbohidrați, cum ar veni. Dar în rest a făcut Jana o roșie, o salată de roșii cu ceapă și cu castravete. De cartofi prăjiți cu brânză. Cum să nu întingi tu, mă, cu pâinea în sosul ăla? Hai că mai avem un minut maxim. Piesa atât de frumoasă se va auzi în această seară. Eu dacă stau să mă gândesc și caut în arhiva cu 2 ani, s-ar putea să fi cântat și aici piesa cu alu Grasul XXL. A, da, cred că am cântat-o. Adică păi așa, zic, bă, așa că peste 2 ani o să zic, mamă, ce piesă tare ai scos, atât de frumoasă. Mi-a anunțat că o să fii și tată în curând, vezi? Peste 10 ani, nu? Vrei să faci videoclip, nu? Da, am zis că... Că ea deja are 15 ani și fără videoclip. E o piesă făcută de mult, am scos-o datorită lui Mihai. Mihai Morar era la emisiune și zice, Florin, cântă-mi și mie o piesă mișto, dar pe care eu să nu știu. Și ai făcut-o pe loc? Și nu, e. Am cântat-o pe asta și a rămas așa. Și datorită reacției pe care a avut-o el, am zis, băi, fac o variantă de studiu, e vorba de vreo 2 luni. Nici el nu știa de piesa asta, așa cum nici eu nu știam de piesa, ai văzut? Cu Grasul XXL, suntem mai mulți. Piesa asta nu o să fie pe niciun album și am zis așa, pentru la toamnă... Da. Cedez piesa, o descarcă de pe site-ul meu atât de frumoasă și își face fiecare videoclip cu piesa asta. Așa cum înțelege fiecare dintre noi frumosul. Copilul, fetița, soțul, soția, mama, am primit deja. A, deci fiecare va avea videoclip fiecare personalizat. Fiecare va avea videoclipul făcut de el. Ce cedezi înțelege? Drepturile... Păi e cedată să o încarce pe YouTube și va fi câștigător cel ce va avea mai multe comentarii, like-uri, review-uri. Nu... Am înțeles. Nu vreau să, vreau să încap o dată piesa, așa că o să te întrerup, să nu pierdem timpul. Luăm câteva minute de publicitate. După 2 ani ar fi cazul, da. Da. Luăm câteva minute de publicitate și apoi vedeți în premieră o piesă care ar putea să se transforme în videoclipul dumneavoastră preferat, cu amintirile dumneavoastră, cu prietenii dumneavoastră, cu familia dumneavoastră. O idee chiar aproape genială. Ca toate ideile lui Florin Chirian. Publicitate.